1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haideți să mai găsim o melodie. Asta e mai tristă, așa, Oleg. Hai să asigurăm că este semnal, este video. Yo, dă melodie mai tare, noroc. 1000 de ani nu ne-am văzut, de acord. Noroc, noroc Oleg, noroc Mariana, noroc Virgilia, noroc Marin, noroc Alexandru, yo. Ei. Mi-e trist pe suflet, pe suflet mi-e trist. Domn primar m-a amenințat că o să rămân cu dinții numărați, dar că nu-mi e clar cine anume le va număra. Improvizăm cum putem și razgribaiem tot gunoiul informațional. Să-ți doar o clipă. Încerc prima dată pe Lumina, concomitent să fac un live atât pe Facebook cât și pe YouTube. Parcă mi iese. Noroc, noroc tuturor. Tarara nero ro 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 ro. Oh. Oh. Дотягиваю până la Carlos. Încă чуть-чуть și este. Dar eu altă melodie am pregătit de fapt. O melodie gratuită de pe YouTube. Îți dăm poate până la finală să mai repet cuvintele. Ceban, Ceban, primara politic, cu botul-n glot tu ai checat, nu vreau să te ridic. trebuie să mai lucrez, Oleg, la versuri. Dar revenim până la urmă. Noroc, prieteni, bună seara, bun găsit la acest live, bună seara celor care se află acum în Moldova și au această unică experiență senegaleză. O, se poate distanța asta. Ninsoare se cheamă, ninge în Moldova. Sau cum spune un prieten de-a meu, Andrei Lutenco. Stați să pun iconița asta cu numai decât trebuie, că mulți ne-au scris în ultima perioadă. Huinge! Iată, da. Aparent încă e nevoie pentru multă lume să anunță asta. Sau cel puțin, dacă nu anunț, nu grăiesc cu prostii, cu injurii. Că e... limba română academică e una mult mai frumoasă. Și eu perfect, de acord, dar atunci când emoțiile sunt atât de puternice și vrei să le întărești, să le subliniezi cu un mat pe remat și n-ai cum să nu-ți recunoști și nu recunoști celor care te urmăresc rădăcinile tale post-sovietice, mixte, româno-ruso-moldovenești, atunci de-am să mă iertați. Nu отаков я, отаков вот, по жуматате, știi? Куйва и спать си иша политик, ши политик. Отаков вот я, влогер, ши кумат, ши кунимат. Bun, azi v-am chemat să vă vorbesc, sau să vorbesc unui public mult mai larg decât am vorbit recent. Am scos împreună cu Nata recent un video doar pentru patronii emisiunii Lumina, doar pentru patronii Ca Lumea. Un video în care oleacă am elaborat, sau cum zic, am mers prin cronologie evenimentelor apropo de Ioan Ceban. Pentru că tot ce ați văzut voi, majoritatea din voi, dacă ați văzut, poate încă nu știți, hai să vă arăt, este această postare, da? Eu cu ea am început tot scandalogismul. Ia câte o postare. Se vede? Se vede. S-o dezvărăt aici, să mă văd și eu. Da, eu un screenshot de la o comunicare de vineri seara cu Ion Ceban după emisiunea Internetul Grăiește. E doar un screenshot. Comunicarea era un pic mai lungă și au apărut multe întrebări. Dar ce-a mai fost până la asta? Deși el la început e cu salutări toate bune, mă duc să culc picii și peste câteva minute am văzut ce zis de Tania, ești conchinei, poți să publici ce am scris. Tare conchinei, tare conchinei. Conchinei cu 2 de N a scris lumea. Dar poate el de asta și-a scris de două ori conchinei ca să compenseze pentru lipsa unui N într-un conchinei. Nu, cine știe. Să nebănuite secretele personalității lui Ion Ceban, mai ales pe Facebook. Și dacă te întâlnesc vreodată, Nata, îți va socoti dinții, spune Ion Ceban. Niciodată să nu-mi ataci soția sau copiii, repet, publică, îți voi socoti dinții când te întâlnesc. Aici apar mai multe întrebări. La început, Nata îmi socoate dinții, după asta Ion zici că îmi socoate dinții. Ori Ion e Nata, ori Nata Ion. Și aici de-am devenit tot mult mai periculos. Intervine un gluc în sistem pe nume Privet la un moment dat. Deci ceva că zici că număr dinții când mă întâlnește. Eu nici nu imaginez, da, unde el o să mă întâlnească după asta. Și el ne înurează o noapte frumoasă. Duală comunicare, complicată de înțeles, de perceput. Nu știu ce înțelegeți voi și simțiți voi. Sau ce ați simți dacă v-ar scrie un primar de capitală asemenea mesaje.
Cu care, da, bineînțeles, ați mai comunicat, v-ați mai întâlnit, ați avut și interviuri în alta. Dar iată s-a întâmplat această comunicare sau acest final de comunicare, dar eu vreau să-mi permit să merg cronologic totuși prin etapele care au fost până la asta. Eu cred că asta e o leacă de interes public, atâta timp cât primarul și-a permis tare măiestuos, cu măiestrie deosebită pe seremistă să alunge ochiul publicului de la faptul că el e un bădăran. Și m-a atacat, m-a amenințat, o grăit într-un limbaj de 90 de bandiți, Peterburg. Să alungi atenția de la acest limbaj, de la această comunicare a lui Onceban, a lui, să nu îndrăznească să-și ceară scuze, să nu exprime un regret, m-am înșerbântat, scuzați, călcam pe niște steclă stricată și m-am enervat. Dar nu, s-a pornit și-a cătat și-a găsit o chitanță, băi, și chitanța, așa e problema. Și în jurul ăsta, acestui subiect, probabil o să ne referim mai mult vineri, când și Nata să fie alături și să vorbim la internetul grește despre asta. Asta dacă voi nu sunteți patroni emisiunii Lumina și ca lumea și n-ați văzut mesajul de ieri, altieri. Așa că hai să mergem să vedem totuși de la și tot început. Bineînțeles că cronologic ar fi corect să ne referim la vacanța lui Ion Ceban cu familia în Egipt, despre care nu se știa nimic, au apărut niște poze la TV8, eu am mai postit despre asta într-un video, video e pe canalul meu, se cheamă Ion Tutanhamon, Iactelă, vă recomand, dacă vă faceți timp să-l vedeți, e un video de 8 minute în care eu încerc și sper că-mi iesă destul de bine, încerc să contrez ipocrizia lui Ion Ceban în declarații și acțiuni publice atunci când el spune și îndeamnă chișinăuienii în vuscăm crugu provădit praznici, să încercăm așa puțin să nu prea, să limităm footprint-ul nostru pe planetă, să nu ne mișcăm tare mult, să nu ne întâlnim cu tare multă lume. Dar omul reușește și la Moscova să plece în vacanță și la Egipet. Vorbesc eu în acest video despre multe, printre care și despre soția Tania, care lucrează la cantor al Corneliu Furculiță, deputat socialist. La cantora lui Corneliu Furculiță mai lucrează și soția lui Igor Dodon. Eu nu știu, asta la dâns și un fel de precondiții, gen, uă, mușicu, dacă ești de mulți ani în partidă, trebuie și femeia cumva să o băgăm într-o schemă, că n-ai cum numai tu, n-ai cum numai tu să trăiești cinstit pe salariu. Trebuie și femeia să iei un 7.000 de lei pe lună. Și nie ne-a atras atenția un video despre care am ușa să vorbesc, un video apărut în vara lui 2020, dintr-un interviu la emisiunea 3 milioane, emisiunea, mă tine că nu mai există, o emisiune pentru online, sau mă tine că era pe Realitatea. Nu sunt sigur, Maria Levchenko, jurnalista Maria Levchenko, făcea emisiunea 3 milioane. Se ducea pe la politicieni, persoane publice și lua interviuri cu alături de un om simplu, ca și cum un reprezentant al acestor 3 milioane de moldoveni cât suntem noi. Hai așadar să ne întoarcem la comunicarea cu ceva. Voi încă mai sunteți? Că eu n-am cum să văd. Sper că sunteți. Unde vocea se dublează? Și nu zic că vocea se dublează. Unde este? Unde vocea se dublează, prieteni? Ce am spus că vocea se dublează? Dă-ți mă ascult. Poate răsun undeva asta. Scuzați. Dublează, prieteni. Ce am spus că vocea se dublează? Dă-ți mă ascult. Poate răsun undeva asta. Scuzați. Dublează, prieteni. Ce am spus că vocea se dublează? Dă-ți mă ascult. Mai. 1, 2, 1, 2. Nu știu de ce apare gliucul ăsta. N-ar trebui. Eu parcă am stâns tot ce trebuie de stâns. Spuneți dacă în continuare este problema asta? E un moment tehnic, o pauză tehnică, ребятушки. Este? Puteți să-și lua o țigărușcă deocamdată. Dați-mi un minut, vă rog. Da, domnule, parcă tot e ok, nu? Înapoi. Este, gata, nu-i. Nu știu ce prost asta. Poate ar trebui să stingă asta. Băi băieței, e inginer de sunet de mine ca și inginer de sunet din tine. Atac la persoană. Hai să mergem la comunicarea cu Ceban odată și odată. Vot. Așadar, apare video meu despre Ceban luni. Eu pe Ceban îl tăguiesc în postare. Dar Ceban nu-mi răspunde decât joi, dacă nu greșesc, da? Stai că sunt deja mesajele de vineri, am o să rugim și acolo. Ia că te lis mesajele. Stai că asta e o leacă-l trolem de gestul lui de fuck you, atunci când el era atacat de mafia baloanelor. Așa, dar îmi scrie Ion Ceban joi.
Asta e ora 11:44 Moldova. Joi 4:44. La mine e 11:44 Moldova. Și-a făcut timp primarul de Chișinău, joi, înainte de culcare, cu telefonul în mână, sub ogheal, scriindu-mi. Pricolna, cum am văzut și eu. Nu arăt tani, ea știe că ești talentat. Mersi că n-ai băgat picii în zeci de ferestre și scrin mare. Amu, eu perfect înțeleg. Eu, amu, fac un lucru nu tocmai 100% corect, da, arătând o băcățică din discuție privată, dar mi se pare important acest moment de comunicare, pentru că după asta este un mesaj în care Ion îmi zice că încă o dată s-a uitat la video, sau nu că încă o dată, dar ea că s-a uitat în sfârșit la video. Rectel el joi ne-a înscris că s-a uitat la video, da? Și ca și cum la urmă subliniază faptul că ce, că bine că n-am arătat copchii, dar tu ai postat 40 de poze cu copchii publici pe Facebook și pe contul tău Iv Ceban și pe pagina Ion Ceban, pagina de primar. 40 de poze, nu? Dacă nu greșesc. Cacbă, ok, înțeleg că apreciez că eu nu i-am arătat, dar tu ce îi postez? Nu ți-ar fi plăcut ca alții să-i arăte după ce tu îi postezi public și 2000 de oameni îți pun like-uri acolo și te laudă, bravo, meriți, ești om, orice om merită o dehnă, bravo, da, primare, ce contează ipocrizia? Și eu zic, băi, și folos că ai văzut. Vineri, în timpul emisiunii, internetul grăiește. Este așa un moment tare neclar la noi pe la minutul 59 și eu vreau să vă arăt, că să înțelegeți ce se întâmplă. Vorbim noi cu reprezentanta firmei ABS Recycling despre cum urmează să se închidă fabrica. Și în timp ce noi vorbim, Ion Ceban ne scrie nou, comentează și în video și îmi scrie și mie în privat. Eu remarc asta după intervenția doamnei Irina Balica. Așadar. Prelucreze gunoiul pe care îl produc chișinăuienii, deocamdată needucați la capitolul sortarea gunoiului, dar cu siguranță nu este un scop de neatins dacă și-ar pune municipalitatea această problemă. Ori există și alte lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Vedeți și-s de atent eu. Și mirat că îi scrie Ion Ceban. Ia că eu n-am observat, dar în timpul discuției cu doamna Balica ne-a scris primarul Ion Ceban. Ne-a sugerat o întrebare. Care, în baza cărei legi să sufoce, să ridice, să ridice tarifele, dar se încheie cu ea contract direct. Domnul Ceban, n-am înțeles, pentru că nu înțeles întrebarea. Nu știu, Ion poate e... Noi n-am înțeles cine scrie Ion Ceban, pentru că Ion Ceban nu pare să scrie lucruri cu sens. Și uitați-vă ce scrie Ion Ceban. Primul rând, m-am lămurit cu tine, fă bani de parte de casă. Da, ok. Pune o întrebare tantei. De ce, cine, în baza cărui, care legi să sufoce, să ridice tarifele, dar se încheie cu ea contract direct, să grăghe, era pe unitaz. Dacă tare încerci, poți să faci o leac de sens din tata asta, da? Probabil se întreabă, în baza cărei legi ar trebui să continuăm să semnăm contract cu primăria și așa mai departe. Eu îi propun să ne suni în direct. Ce scrie în chat oficial? Eu îi pun o inimioară, că așa îmi place. Nu vreau să vă sun. Scuză, sunt de părerea că ați luat și luați bani. Aici am scris. Dacă găsești vreo opțiune să îmi zici de ce trebuie să închei contract cu ABS contrar normelor legale, mersi, aștept. Dacă nu răspunzi, voi face ca și tine mâine. Ca mine și mâine, sâmbătă, trebuie el să facă. N-am înțeles. Mersi, o seară frumoasă, repet, de ce trebuie? Deci, mersi, o seară frumoasă, și-o luat rămas bun omul, imediat scrie, repet, de ce trebuie, pot lansa licitații internaționale, pot face PPP, de ce trebuie să finanțeze pe cineva care a primit garanții pe timpul lui Plaha, adică fabrica a primit garanții pe timpul lui Plaha. Rog răspuns, ciuvac, intră în păpușii mei, zic eu, eu fac regii, n-am când să răspund, nu înțeleg și scrii, și zic că revin mai târziu. Își dea mai final de emisiune, aștept să revii. La ora asta eu mă duc să-l iau pe Noa de la grădiniță și pe Magda de la școală, că e la serviciu de gard, cum se mai cheamă asta. Aștept să revii încă o dată. Nu ți este rușine doar să faci bani? Eu tot aștept. Am înțeles. Noapte frumoasă, îi spui soției și copiilor. Și voi simțiți valurile, da? You're hot and you're cold. Ce ban, tu ești primar. Și olea că ce ban, apolitic, nepolitic. Katy Perry, perfect avea scânde despre Ion Ceban. Eu chiar vrea să fie alaiba. Nu știu cum, dar tare vreau. Și are deputatul alaiba cu aceste mesaje. Spune-i salutări natei. Bine, s-a întâmplat. Și s-a întâmplat. Asta e în aceeași seară, mesaj după mesaj. Seară frumoasă, aveți grijă. Când veți vedea, merg împreună cu voi la Smilic. Salutări toate bune, mă duc să culc picii. Asta e deja aceea și majoritatea au văzut public în screenshot-ul meu. Acum am văzut ce ai zis de Tania. Ești conținei, poți să publici ce am scris. Așa și-am făcut Ioan. Tare conținei, am pus o inimioară, ca șes cu vine unui primar. Și dacă te întâlnesc vreodată, nata îți va socoti dinții, am vorbit despre istoria asta. Eu am revenit după aia cu Ion, m-ai pus pe gânduri, hai să ne sunăm. Eu m-aș fi bucurat să aud asta din gura domnului primar, nu? Nu poți...
Este super cineva, să vrei să aperi onoarea familiei, nu? Sau și, și pretind Ion să facă sfințenia familiei să, să o apere și să nu vrei să spui asta, oral, da? Cu vocea tare, dar numai să scrii. Și încă și incorrect cu un singur N în loc de doi. N-am eu și discutat cu tine, zice Ion, după cine o grăit despre tăt ce vrei într-o sară de vineri. Amu, am vorbit și în, pe, pe grup patronilor, cineva din patroni se întreba... Și se întâmplă? Asta e, e, se cheamă cumva în lumea psihoterapiei? Voi ce credeți? Aveți răspunsuri? Aveți bănuieli? Cât voi scrieți răspunsurile, eu deocamdată îți verific dacă conexiunea e ok. Da, parcă da, dați-mi de știri iarăși, că eu nu reușesc să văd toate ferestrele cu ce se întâmplă aici. Parcă mergeți pe YouTube și pe, și pe, și pe YouTube și pe Lumina. Da? Așadar, înțelegeți, pe, cum zic, tumanul, ceața în care m-a aruncat primarul de Chișinău Ion Ceban vineri seara. Eu, bineînțeles, că nu știam exact și să fac din asta și în cel mai sincer mod, dat fiind faptul că m-am întâlnit de câteva ori în viață cu omul ăsta, am mai dat mâna, ne-am mai văzut pe la petreceri, mă tic că îl cunoșteam încă de când lucra la Ministerul Educației, da? Dacă nu greșesc, Ion Ceban lucra la Ministerul Educației pe timpul guvernului Tarlef, încă de atunci îl cunoșteam. Vrei, nu vrei, odată și ai un contact fizic, personal cu un om tins, caz într-o plasă de asta de băi, de empatie, da? Nu, stai, eu tot șoleacă îl cunosc, poate ceva ne tot, poate s-a întâmplat ceva vineri seara, ce s-a întâmplat cu dânsul? Cu toate astea, mie mi se pare asta o amenințare. Nu poți să arunci aceste cuvinte și după asta spui, privet, eu azi te omor, să număr dinții, privet, nata să-ți numere dinții, sară frumoasă? Nu, ciuvac, nu poți să arunci cuvintele astea. Au mai fost și prieteni, patroni care ne-au zis, băi, dar stai puțin, el doar asta nu din postura de primar, o scris, înțelegi? Pentru ce tu asta publici, pentru ce tu spui că asta un primar te-a atacat? Ba da, discuția a început din postura de primar. Discuția a început cu ABS Recycling sau, dacă vrei, și mai devreme a apărut discuția vorbind despre vacanța acestuia în Egipt, pe care el l-a ascuns-o, după care a venit cu 40 ceva de fotografii despre vacanță. Mie îmi pare că statutul lui de primar tare mult contează în aceste apariții. Dacă vrei, te suni cu mine, te înțelegi, te suni, zici, uite, ciuvac, hai să stăm o leac de vorbă, dacă tare îți pasă, dacă nu îți pasă, îmi zici că sconcine de două ori și de două ori îmi zici publică, dacă vrei, publică, vreau și am publicat, mi se pare tare important lumea să știe. Despre și nivel de plintus poate atinge un om care în ultimul un an, doi, îmbracă o mască frumoasă de sfințenie, apolitică, în care, Doamne feriește, eu sunt împotriva bătăliilor politice. Ce? Oi, scuzați, mă duc bucval pe 5 minute, mi-au concediu din corn personal, pe Igor să-l susțin. Da, să-l țin un pic de Dodon, lui Chica Dodon și la Igor trebuie să fie, și Igor și Dodon la același nivel, pe H5.5 trebuie să fie. Înțelegi, am îmbrăcat o mască frumoasă. Dar stai, îl provoși, îl atingi за что-то живое. Și оказывается, poate iasă la iveală. Amu, hai să vedem împreună și tare m-aș bucura să țin minte asta până la următorul scrutin electoral pentru șefia primăriei, să vedem băcățica de interviu, interpretarea căreia și comentariul căreia l-a durut pe Ion Ceban. Să vedem dacă Ion Ceban trebuie să-l doară comentariul meu sau chiar răspunsurile lui propriu-zise. Așadar. Mergem la interviul de care vă vorbeam din peredacea 3 milioane, apărut pe 30 iunie 2020. Ok. Ceban, iacto. Da, cred că am setat-o corect la timpul ăsta. Hai să-mi spuneți dacă este sunet, ok? Să vă ați uitat. Nu, ладно, pe vașul meu este. Este voi? Este eu. Ok. Тут, наверное, фамилия вашей жены, да? Ну, по закону скрываются данные. Да. И написано, что в эксклюзив медиа Сириле... Да. Человек получил зарплату в 36 тысяч, почти 30, ну, 36,5 тысяч лев. Да, 7 тысяч лев, она получает зарплату. Да, mulți au încurcat, mulți au crezut că pe lună soția domnului primar Ion Ceban, Tatiana Țăulean, prinește 36.000 de lei, 7.000 de lei pe lună, zice primarul Ceban, respectiv adunate la lui 14.000, cu 21.000 de lei, o familie cu doi copii, trăiesc bine mersi în Chișinău. Что она делает в эксклюзив медиа? Разные проекты для детей. Фотографии, то есть. Eu vreau să mai auzit asta, să mai auzit asta. Dat. Jurnalista, te întreabă pe tine primar, despre soția ta, și faci și el la job?
Să zicem că noi încă nu știm că exclusiv media SRL aparține lui Corneliu Furculiță. Că asta e cantora care alimentează financiar cu bani întunecați televiziunile de propagandă a Oldodon și a socialiștilor. Să zicem că noi nu știm despre asta. Dar tu răspunzi despre soția ta la întrebarea cu ce se ocupă e acolo în jobul ăsta unde prinește 7.000 de lei pe lună, tu răspunzi cu... Da, 7.000 lei, она получает зарплату. А что она делает в Exclusive Media? Разные проекты для детей. Фотографии туда-сюда. Разные проекты для детей. Фотографии туда-сюда. După greutatea frunții lui Ion Ceban se vede transparența acestei activități și acestui răspuns. Ok, ну хорошо. А можно я тогда вас спрошу, какой вообще, на какие деньги вы живете? Какая у вас сейчас зарплата? 14, где-то 15 капает ежемесячно. Капает! Стой, синева жар де пластмасс пусти Ион Ceban și капает, капает. Что-то ему там капает. Dar video este? Că ne-a inspire că ceva au dispărut. Eu sper că este. Dați de știre. Iar să aud eco. Guys, eu nu știu de ce apare problema asta. Ceva e la... Poate mai este vreo sursă de sunet care n-am conectat-o cum trebuie. Serios. Iarăși o pauză tehnică, ceva se întâmplă, niște vrăji se întâmplă. Mai verificăm încă o dată semnalul. Ei, hai, mai nu știu ce am s-o blocat. Chiar mu, dar măcar mă auziți? Capieț. Ну что такое, ребят, ну что такое? Ай, куда-то с ничеркаем. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Да, тамана му требуя са мори, думне, куй. Да, ну, аста си подкаст, аша, дека, пъй пъс пронес киста вебкаму. Stați să încerc o dată așa. Și așa. Acuși, prieteni. Acuși. Da, păcat. Păcat că nu apare imaginea. Să nu plac ceva. Asta semne de sus, măi. Asta semne. Mai începem un live. Make sense. Are rost. Să spai de latră, mă-s bun, cu ecran negru. Băi, nu știu cum să... Pot să fac așa. Pot să fac așa. Cred că așa pot să fac. Pot să fac, voi să mă vedeți prin web camera de la laptop. Eu nu știu cât asta e de la Jova, de-am să mă iertați. 1, 2, 1, 2. Nu știu ce a murit semnalul, parcă tot e conectat. Adevărul că eu de mult n-am făcut streaming pe Windows. Eu știu că asta e o durere de interes public, pe mulți îi doare. Și fac eu streaming pe Windows sau pe Mac. Dar ea că sunt niște glucuri. 1, 2, 1, 2. Dar Facebook mai este? S-au dispărut și Facebook-ul? 1, 2, 3, 4. Da, de-o plăcere. Taman amut s-a trebuit. Așa. Mai, eu în continuare văd ecran negru. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă voi vedeți ceva. Este și video și audio? Ok. Mii de scuze. Aici e un bantic la un stativ pentru microfon, ca eu să nu-mi trag un cap de dânsul. Așa, ca să știți. Asta e o soluție foarte bună tehnologică. Pot să vă arăt tutoriale. Da. Mai am așa o soluție tehnologică. Am o lampă, un LED mai vechi și el dacă e cu becușoare din astea, cu becușoare foarte reși, cu lumină reșe, nu dă o lumină tare bună pe față. Și am pus o salfietcă pe noapte, s-a uscat, am pus salfietca cu scotch după asta și faci softbox. Foarte bun soluție. Ok, hai să încheiem. Dacă se vede și se aude, eu încerc să revin la... Da, dar eu n-am scenă așa cu... Ok, eu pot așa să fac.
Bun, în concluzie, prieteni, eu vreau să subliniez un lucru tare important și dureros în același timp pentru mine. Și un lucru pe care trebuie să-l apreciem la tehnarii lui Ion Ceban, la echipa lui. El tot și-a reușit în ziua de sâmbătă să sustragă atenția de pe faptul că este un bădăran, că m-a atacat. Eu nu stă ghine să mă victimizez, zic, vai, ceva mă doare cu fașii Ion Ceban. Din potrivă, mi-e tare de milă de căderea și de plintusul pe care îl atinge el. Dar aș vrea să cred că marea majoritate din voi înșarcă sau nu înșarcă, dar chiar reușește să discearnă din informații post-factum apărute, din sustrageri de atenție și poate la alegeri o să mai țineți minte cui și palmă și sub și formă de dat această palmă. Pe final, eu cred că se face un cântecel de tras, nu? Că eu nu degeaba am scris niște versuri aici. Cu așa imagine, deam să mă scuzați. Ia să deam, o să meargă cântecul. Sper să vă placă. Trecul se cheamă Something is Going On de pe biblioteca gratuită a YouTube-ului. Ia să vedem. Dă-i goleacă de reverberații, dă-i. Așa, sper că s-auzi, sper că se vede, yo. Se întâmplă ceva la primărie. Toată lumea trebuie să știe, îi curge crâșa lui Ceban, îl amenință pe Andruha Bolocan. Trebuie să știe toți copiii și părinții, îl amenință că-i numără dinții. Și-o angajat soția nu-n zadar, la Corneliu furculiță în buznar. Ceban, Ceban, primara politic, cu botul blot tu ai chicat, și eu nu vreau să te ridici, Ceban, Ceban, primara politic, cu botul blot tu ai chicat, eu nu vreau să te ridic. Pe Facebook ți-ai văsat frustrarea și m-ai atacat, dar eu psivolești am spus adevărul curat. Ceban, Ceban, primara politic, cu botul blot ai chicat, eu nu vreau să te ridic. De la tine pute apesere me toată viața, în fața lui Dodon tu te-ai îndoie, tu te-ai îndoie, yeah, yeah. Dragii mei, acesta este noul meu track de pe noul meu album SPMD, Stomatologie politică din Moldova. Albumul este out now pe toate platformele, pe Mirc, pe Yahoo Messenger, pe poște, asta tradițional în plic de la, cu calendar care cu șor de la, mulțumim, vot. Nu ce, eu zic că e bun cântecel, o meritat, o bună dedicație pentru Ion Ceban. Și ne pare asta o bună soluție, te atacă cineva, fă artă din asta. Așa că într-un fel și mulțumesc lui Ion Ceban că nu-și cere scuză, că nu-și recunoaște greșeală, calcă prin aceste greble, se auto-îngroapă. Iar instrumentele de manipulare, fabricile lui, tot felul de pagini de troll, numai confirmă asta. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, mulțumesc valului enorm de susținere din ultimele zile, trebuie și despre asta să vorbesc, 10 de mesaje de susținere de la patroni, de la oameni care, pe care nu-i cunosc personal, nu i-am întâlnit niciodată, sute de distribuiri, mii de like-uri și aprecieri a ceea ce fac, ceea ce spun, pentru mine asta înseamnă foarte mult. Vă mulțumesc, numai bine, scuzați pentru problemele astea tehnice, nu știu ce s-a întâmplat, probabil vrești, probabil Ceban ceva a făcut acolo. Data viitoare promit să fie așa cum o să fie, pentru că nu sunt politician și nu promit, așa că dacă ceva s-a dezuni, s-a strica, și blin, trebuie tragedie din asta de făcut, trebuie să ne lovim cu apa în cap, suci. Hai că-ți văd care e problema și încercăm să rezolvăm. Ciao, la revedere, seară frumoasă, bucurați-vă din soare dacă sunteți prin Moldova. Și aveți grijă la locuri unde se poate dilușuiet. Că doar dacă ai obrazul gros și chici pe față, poate să nu te doară. Dar în caz concret, ești om cinstit și poate să te doară. Ciao și seară bună!